Comentarii? Careva? Bună dimineața, bine ați venit, dragii mei. Mersi pentru invitație. Luați un loc. Emil, ia un loc acolo. Data viitoare scând la acordeon. M-am luat cu muzica și gata. Și ai uitat de acordeon. El era în poziție, era perfect pregătit pentru așa ceva, doar că... Nu vrei să scând aici la masă? Rigorile dimineții... Mai târziu ceva? Pe la masă, da, dar cu dinaintea goală niciodată. Marius Preda, un super instrumentist, se spune omul orchestră. Eu nu sunt adeptul titulaturii. Practic, orice instrument care e pe aproape e și foarte cunoscut. La cât ai plecat din România? La 16 ani, nu? 16, da. La 16 ani ai terminat conservatorul din Haga, și de acolo te-ai apucat de cântat cu tot felul de... De acolo am primit tot felul de oferte și... Am ajuns să promovez sambalul așa cum mi-am dorit eu dintotdeauna. Sunt câteva înregistrări pe internet. Eu așa l-am cunoscut pe Marius Chiba, prietenul nostru. Mi-a trimis odată un link și a zis: uite-te la băiatul, ăsta. Și m-a zăpăcit. Dăm câteva nume de instrumentiști cu care ai cântat de-a lungul timpului ca să... Păi am început cu André Rieu la vârsta de 19 ani. Când încă nu era cunoscut? Da, bine, afară era, dar aici... Afară era, da, aici nu. Primul, deci am scos un CD cu el, după aceea am intrat cu o orchestră de rock foarte cunoscută în Olanda, Flerc. După aceea cu Vladimir Cosma, acolo l-am cunoscut și pe Emil. Noi suntem soliștii lui principali în concertele din afară. Cu Arturo Sandoval, Mike Stern, Dennis Chambers, John Patitucci... și așa mai departe. Decebal Bădilă, care și ai, nu știu dacă ai auzit de el, de basistul. Și Kibadache, bineînțeles. Da, da, da. Și Mihai Mărcineanu. Da. Asta cu Mărginianu te-a stricat, dar nu e o problemă. Nu e o problemă. Știți cum e. Emil Buzgă, un trompețist spectaculos. L-am văzut în câteva impostează, mănâncă jazz pe pâine. Sigur, după Ray Charles, nu? Cu cine ai mai cântat? Tony Bennett. Să spunem câteva nume. Așa? De microfonul mai aproape. Mai dăm două nume, ca să înțeleagă și oamenii de ce n-ai ajuns la Filarmonica din Iași. Adică el a cântat cu ăștia, dar la Filarmonica din Iași mai puțin. Ați aflat și chestii dintre astea. Cât stai în țară? Stau în țară, m-am întors de ceva timp. De ceva timp. Am concertez cu Marius, în primul rând, în Europa, cu Vladimir Cosma, a spus și el. Stau în America din 2003, am întors în țară undeva prin 2012 și tot cochetez cu lumea. Care a fost cea mai importantă lecție pe care ți-a dat-o America, ți-a predat-o America? Cea mai importantă lecție? Legată de muzică, evident. Legată de muzică. E foarte greu. E greu să supraviețuiești acolo ca muzician? Foarte greu. Foarte greu, mai ales ca artist în general. Am ales New York-ul. Pentru că New York sunt... O nebunie. Milioane de muzicieni, toți sunt la fel de buni. Și da, ține de noroc, de intuiția ta, cum te orientezi în spațiu ca să devii cineva pe piața muzicală. Marius, ce urmează pe afară, pe aici? Știu că aveți un program destul de încărcat. Afară, eu o să am un turneu în aprilie, de 1-7 aprilie, o să am un turneu în Israel, cu un saxofonist, decanul de la Conservatorul din Tel Aviv, cu care a colaborat și Emil, Amicam Kimmelman. După aceea plec la Blue Note, la New York, invitat de Arturo Sandoval. Pentru prima oară ajunge un țambal la Blue Note, for shows. Deci am făcut-o. Blue Note. Da, exact. Nu ăsta din regie. Nu. Și după care o să am un concert cu Mission Cimblom din nou la Freiberger Jazz Tag, se numește, în Germania, pe lângă Passau. Și după aia mi-am propus să vin acasă să promovez următorul proiect la care lucrez acum, For the Legends. L-am conceput cu un prieten de-al meu, Radu Echifor, un naist foarte bun, elevul lui Gheorghe Zamfir, și acum lucrez la el cu frații Dvahov. Deci eu, după emisiunea ta, plec la Chisinau, ca să înțelegi, mă duc la repetiție. Spune-mi mai multe de proiect. E un fusion? E un ce? Știi, vreau să cânt exact ce-mi place mie și m-am gândit, dar cum pot să împachetez chestia asta? Știi că e greu de împachetat. Și atunci m-am gândit For the Legends este foarte bine, că pot să cânt la acordeon Astor Piazzola. Vreau o piesă cu noi, o să-l invit, o să-l rog pe maestru Gheorghe Zamfir, care eu am o stimă și un respect deosebit pentru el, să-mi cânte Doina de Jale sau Lonely Shepherd, piesa foarte cunoscută făcută de... Am uitat cum îl cheamă pe tipul ăla care a scris muzica. Așa, o să cânt tot ce-mi place mie, adică și din folclorul românesc mă folosesc, adică de legende. O să le iau pe Ion Drăgoi, pe care eu îl consider un geniu în muzica moldovenească, asta cu bătutele și nu așa, un maestru. Și din chestiile astea cu bătuta vreau să fac un fusion, să mă duc spre salsa, adică din bătuta lui, dar așa cum trebuie făcut, știi? Cum se vede România de afară pentru muzician? Foarte bine, este ok, nu trebuie să ne plângem tot timpul. Asta e, e România noastră și trebuie să o iubim așa cum este. Și cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o, l-am întrebat și pe Emil. A mea? Da, despre muzică. Despre muzică a fost când am descoperit, când am ajuns în Olanda prima dată la 16 ani, nu, la 12 ani am ajuns în Franța și acolo am descoperit muzica jazz. Și mi-am dat seama că nu mai trebuie să stau acasă. Și mi-am dat seama că în același timp muzica este, nu poți să o înveți niciodată. O iei din fiecare dimineață de la zero. Cam asta este lecția mea. Uite ce bună e asta. Da, da. În fiecare dimineață o iei de la zero. Nicule, bine ai venit pe la noi. Mulțumim frumos. Cu altă ocazie povestim mai multe. Avem tot timpul din lume. Cu tărăboiul tău, felicitări pentru felul în care te adaptezi oricărui stil muzical. Nicu Magico pentru noi. Este... Eu îi mulțumesc, el și-a făcut timp, el a venit de la Brașov pentru că este într-un turneu cu Mihai Mărcineanu, promovează Fum de Tarvenă. Apropo, Tavernă, da, în seara asta, și în seara asta la Ploiești. Da. Da. Așa că vă așteptăm acolo. Da, s-a trezit. Mulțumim. Vă mulțumim tare mult că ați trecut pe la noi, baftă mare și până ieși din platou, Marius, te rog să ștergi rujul de pe obrazul stâng, că așa se întâmplă, te mai pupă lumea pe aici când ajungi la Neața. A, nu, este altceva, da. Nicio problemă, nicio problemă.